Salut și bine ai revenit la o nouă sesiune de antrenament cu greutatea corpului. Astăzi mă voi antrena pentru umeri, voi antrena umerii cu greutatea corpului. Este cald, bine, voi puteți face când e răcoare afară sau când se lasă seara. Așa, acum am avut timp să mă antrenez eu și să pot filma acest clip. Trebuie să vorbesc mai tare. Bate și clopotul aici. Da, dacă ai o alimentație corespunzătoare și odihnă, poți să te dezvolți foarte bine, mai ales umerii, cu aceste exerciții. Poți încerca, îmi lași un comentariu. Hai, spor! Primul exercițiu de bază pentru umeri cu greutatea corpului sunt flotările. Și sunt variații de flotări și primul și cel mai greu, sau așa, bine ar fi flotări în mâini. Asta e dificil. Nici eu nu pot să fac, dar pike push-up se numește, nu știu în traducere, dar cu el o să încep. O să uitați acum ca formă, să ducem bazinul cât mai sus. Da? Bazinul cât mai sus, picioarele apropiate sau depărtate, cum ți este mai ok. Da, reducem palmele sub umăr, ducem coatele în spate, inspir, expir sus. Ca să ai tensiune continuă, nu mai faci cursa completă. Îți face 2-3 serii, în funcție de cât ești de odihnit, 4 serii, cât ai mai mult volum, atât poți să dai mărime umărului, dar repet dacă ai odihnă și alimentație și să se refacă. Bun, ca repetări, 15, 20, 12 de care, dacă le faci cu pe negativ, dacă cobori ușor pe negativ. 2-3 serii, apoi trecem la următorul exercițiu. Următorul exercițiu sunt flotările Mike Tyson. Îmi intră foarte bine umărul acolo, pentru că coatele sunt mai în spate și deși intră și pieptul și tricepsul dominant, o să simți umărul. Hai să încercăm. Bun, poziție de flotare. Picioarele apropiate ar fi mai greu, ca zic așa, dar dacă n-ai echilibru, picioarele mai depărtate, oricum la asta e bine să ții picioarele mai depărtate, duci bazinul în spate, împinzi și vii în față, vedeți, coatele sunt mult în spate și pe împingere folosești mai mult umăra. E un exercițiu foarte complex, îți intră până și quadricepsul. Ca număr de repetări, în funcție de cum te simți, 10, 12, 15 repetări. Deja dacă depășești 20, ce să le faci mai lente, da? Sau adaugi o vestă cu greutate. Sunt mai multe variații dacă se fac. Dar dacă poți face 25, nu-i problemă. Faci 50 și faci o serie și gata. Deci, tot la fel, 2-3 serii, maxim 4,
Depinde cum te simți după exercițiu anterior sau dacă încep cu ele. Un alt exercițiu bun pentru umeri sunt flotările la paralel. Ele intră și simplu, dacă faci cu cât te lași mai mult în față, intră evident și pieptul și tricepsul, dar poți să simți și umerii. Când forțez sau când nu mai pot să fac cursa adâncă și vreau să fac pulsații sau parțiale, simt mai mult umerii, dar este și o variantă în care un braț e mai în față și unul mai în spate, o să vă arăt acum, unde simți doar umerii. Bine, o variantă mai avansată, dar eu pot să fac, adică n-am început cu ea, că mie mi se pare simplă, dar dacă simți disconfort la articulații, mai bine nu o faci, dar ți-o arăt ca exemplu. Da, un braț în spate, celălalt în față, da. Da. Inspir, expir. Celălalt în față, celălalt în spate. Tot la fel. 10, 12 repetări. Dacă faci mai mult, nu-i rău. Cât adaugi volum sau mai multe serii, e benefic atâta timp cât îi dai suficientă recuperare mușchiului. Să recuperezi o alimentație ok, o proteină. Da, ai nevoie și de grăsimi. Da? Grăsimi bune. Și un ultim exercițiu care îl fac eu, ca să ținte și umerii posterior, și ar mai fi încă unul, doar că intră și musculatura spatelui, dar ăsta intră izolat doar umerii și trapezul. Eu, da, ai nevoie neapărat de bară, să-l poți face, sau, nu știu, între două stepări, dar vi-l arăt cel mai bine. Poți să-i priza largă sau medie, bazinul rămâne sus, pe vârfuri, picioare depărtate și cobor și te ridici. Poți să-i duci până sus. Apropii brațele, ai cursa mai lungă. Poți să ții doar în tensiune. Ca și cum ai ridicat bara din spatele capului. Doar că aici poți controla altfel față de bara, dacă e prea grea, nu mai poți să o ridici. Rămâi cu ea pe spate sau pe trapez. La fel, 2-3 serii, în funcție de cum te simți, dacă ești prea obosit după celelalte exerciții. Poți să faci pompare, o singură serie și faci variații. Schimbi la antrenament la altul, începi cu altul, îi dai celălalt mai mult volum, mai multe serii și schimbi. Asta înseamnă diversitate. Chiar dacă sunt aceleași exerciții, schimbi numărul de repetări, numărul de serii, ordinea între ele. Cam asta, nu trebuie inventate, nu știu ce. Acum, poți să faci doar și primele două exerciții care ți le-am arătat, pe care ți le-am arătat și e perfect, nu-ți trebuie mult. Trebuie o dignă după, să te refaci ca să poată să crească. Un ultim exercițiu, da? Eu îl fac pentru că simt umerii posterior. Îți intră și musculatura spatelui.
funcție acum și de poziția coatelor, da? 90 de grade și încerci să faci o conexiune cât mai bună, da? Să fii acolo concentrat pe mușchi, să fii cu gândul acolo. Ți intră și trapezul, e un foarte mult finisher, cum ar veni. Tot la fel, funcție de dificultate sau asta, minim 12 repetări. În funcție de poziția picioarelor, da? Dacă e prea greu, vii mai în față, dacă e prea ușor, duci picioarele cât mai înainte. Mai înainte, dacă e prea greu, aduci picioarele mai subtiri. Dar referitor la serie, în funcție de cum te simți, cât ești de obosit. Dacă merg 3, e perfect. Ca finisher poți termina cu flotări. Neapărat desprindere, pulsez, duci umerii mai în față, coatele mai în spate. Inspir, expir, o singură serie, pompez, aici pulsez, pulsez, pulsez. Și gata. Dacă ți-a plăcut antrenamentul, te rog să te abonezi, să dai mai departe un share, un like și ne vedem săptămâna viitoare. Pa!